Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară Rapid a învins liderul CFR Cluj cu 2-0 și Rapid se ridică după o perioadă destul de grea, de două luni în care nu câștigase nicio partidă. Mihai Iosif, dacă era vreun dubiu privința viitorului său pe banca Rapidului, a spulberat aceste dubii, cel puțin pe termen scurt și mediu, cu această victorie în fața lui Dan Petrescu, o victorie clară cumva pentru Rapid. CFR Cluj n-a jucat mai nimic aseară în fața Rapidului, care s-a apărat foarte bine și a reușit să înscrie de două ori. O să discutăm în această dimineață despre etapa care tocmai se termină în această seară de Liga 1. Prima etapă după pauza cauzată de meciurile naționalei. O să discutăm și despre transferuri, ce se mai aude despre noi jucători pe care Dinamo ar vrea să-i înregimenteze cu Mircea Rednic. Mircea Rednic, care între timp s-a certat cu Dejan Sorescu, starul și capitanul lui Dinamo. O să mai discutăm și despre insolvența de la Dinamo. Dinamo în momentul ăsta într-o situație grea, grea, după înfrângerea de la Mediaș. Echipa este pe penultimul loc în clasamentul Ligii 1, cu doar 7 puncte din 12 meciuri. Și probabil vin și de punctările pentru clubul din Ștefan cel Mare pentru datorii. Sunt multe lucruri care nu sunt în regulă la Dinamo, însă în dimineața asta, pe lângă discuțiile despre meciuri, despre discuții despre cum au jucat echipele în această etapă de Liga 1, vom mai discuta despre un caz redeschis săptămâna trecută. Este un caz care acum 20 și ceva de ani făcea mare vâlvă în România. Un fotbalist de la Dinamo era înjunghiat în urma unui incident petrecut într-un club. Acel caz, care la momentul respectiv a făcut, spuneam, multă vâlvă, s-a soldat cu niște condamnări consistente pentru agresori. Fotbalistul respectiv a povestit acum 2 ani un pic despre episodul respectiv. Este vorba despre Laurențiu Lică, produs al clubului Dinamo. Însă, săptămâna trecută, unul dintre agresorii lui Laurențiu Lică a dat un interviu pentru ProSport în care a contestat anumite lucruri și a povestit anumite lucruri care l-au deranjat pe Laurențiu Lică, fotbalistul înjunghiat în 1997, în mai 1997. Laurențiu Lică este în această dimineață în studioul GSP Live și mulțumesc că a venit în această dimineață și vom discuta despre acest caz redeschis după atâta vreme. Bună dimineața, Laurențiu! Bună dimineața! De ce s-a redeschis acest caz? Nu pot să-mi imaginez. Chiar am rămas surprins și eu când am citit acel articol. Bineînțeles, mi l-au trimis niște prieteni prin mi-au trimis link-ul. L-am citit și am rămas surprins. Prima reacție, m-am înfuriat, vă spun sincer, m-am supărat, m-am înfuriat, fiindcă bate câmpii băiatul ăsta ce scrie pe acolo, ce a declarat. Băiatul ăsta este nașul tău? Da, din păcate a fost nașul meu, fiindcă l-am renegat. Nașul tău de cununie te-a înjunghiat, e unul dintre oamenii care te... Da, da. Așa. Cum e posibil lucrul ăsta? Înainte de a răspunde punctual omului respectiv la acuzele, pentru că sunt și niște chestii legate de selecția de la Dinamo, el acuză și modul în care tu ai fost selectat de Ionuț Chirilă, actualul antrenor de la Clinceni, spunând că tatăl tău i-ar fi dat bani lui Ionuț Chirilă. Sunt multe lucruri acolo pe care el le spune despre tine, însă vreau să-ți propun o chestie. Pentru că tu acum 2 ani, în iulie, cred că 2019, ne-am văzut aici. Da. În momentul în care am discutat despre episodul respectiv, ai trecut elegant peste mai departe. Ai zis, domnule, nu vreau să redeschid. Ai povestit doar, domnule, am fost înjunghiat foarte aproape de inimă, foarte grea situația și ai trecut peste. Îți propun o chestie. Aș vrea să-mi povestesc ce s-a întâmplat atunci, ca să lumea să înțeleagă exact. Pentru că tu, dacă vii să-i răspunzi unui om care, mă rog, te acuză de niște lucruri, lumea nu înțelege. Este foarte mult să povestesc. Aș vrea să spun așa pe scurt, cu toate că nici n-aș fi vrut să vorbesc, okay, să-i dau foarte multă importanță acestui dar uite om. Că cazul ăsta se întoarce după atâta timp. Eu am venit mai mult la invitația, că okay, fac o mică paranteză, el a subliniat pe acolo prin declarația aceea că eu mă autoinvit pe la emisiuni. Uh-huh. Întrebarea mea către tine, Costin, așa, poate veni cineva la tine neinvitat? Nu, normal că nu intră nimeni în emisiune. Așa. Nu te-ai mai văzut în ultima vreme, nu te-ai mai văzut sempre la emisiune. Păi n-am mai. Nu. Mă rog, în fine. Așa, în altă ordine de idei, mai spune pe acolo prin declarația aceea că mă autoinvit și pe la Old Boys. La Old Boys, fiind produsul clubului Dinamo, de la vârsta de 8 ani, adică sunt dinamovist 100%, sunt cunoscut de toți cei care s-au perindat prin clubul acela și toți cei care au contribuit la structura acelui club de-a lungul anilor.
Și de fiecare dată am fost invitat cu mare drag de către, de către cei din, din club. stavul, clubul Dinamo, la meciurile acestea caritabile de All Boys. În ultima vreme, chiar în ultima vreme am mai participat așa la câteva meciuri de-astea organizate de către Gică Mihali. Uh-huh. Gică m-a sunat când a citit articolul și zice, cine e mă ăla? Și cum își permite ăla mă să zică că tu te autoinviți? Adică Gică Mihali organizează așa între, împreună cu Ciprian Marica, mă organizează și la două săptămâni, la o săptămână, mai jucăm un fotbal așa între noi. Și Gică își permite, adică el la Gică nu vine ori și cine. Uh-huh. Și mă mai cheamă, hai la ore, vine la o mișcare, una alta. La Old Boys, da. Că asta înseamnă băieții bătrâni. Asta înseamnă, da, dar întâmplarea e că eu chiar dacă cu majoritatea dintre ei am jucat și chiar am fost colegi. Cei care n-am fost colegi, poate am fost adversari sau sunt o generație mai mică sau mai mare. Dar noi suntem considerați cupele europene pentru Dinamo într-un meci cu Trabzonspor, deci nu scrie nicăieri, domnule, legenda lui Dinamo, Laurențiu Lică. E Old Boys. Dar nu m-am considerat niciodată un mare jucător, probabil că mulți din cei care se uită acum și urmăresc nici nu mă cunosc, fiindcă sunt, n-am fost un mare fotbalist. Am fost într-adevăr declarat de către specialiștii de fotbal că am fost un talent. Într-adevăr, am fost un jucător talentat, dar mi-a plăcut și viața. Fiind născut aici în București, am avut așa o viață mai relaxată. Mi-a fost mai greu să... mi-a lipsit ambiția. Ok, dar o să discutăm, o să mai discutăm despre asta. Am mai discutat și data trecută un pic, foarte puțin. Știu că e greu, dar... Să revin la... Vrei să te întorci în seara aia? E 9 mai 1997. Barul Caprice. Da. O spun așa pe scurt, că nu vreau să-i dau mare importanță Dar să știi că pe mine mă interesează povestea. Întotdeauna m-am întrebat ce a fost acolo. Tatălui Florian Dumitru... Nașul tău de cununie. Nașul meu. E renegat, eu nu-i mai spun nașul meu. A fost. Da, nașul meu... este altcineva. Așa, și a venit tatăl lui, la vremea aia, el era cămătar, dădea bani pe la băieți să plece prin Ungaria, pe acolo, să vină, să... Okay. Așa, și a venit să impună tatălui meu, păi vezi că trebuie să lași pe ăla, pe ăla în Budapesta. Și tatăl a spus, bă, ce-i țara mea? Să-i lase în Budapesta? Da, este țara mea, să vină mă cine vrea acolo, dar eu nu răspunde el. Tatăl tău era în Budapesta atunci? Da, noi eram plecați de pe vremea lui Ceaușescu în Budapesta, în Ungaria, da. Aveam acte, eram cetățen român cu domiciliul în Ungaria. Okay. Și toate spun, bă, să vină, n-am nicio treabă, dar nu-ți răspunde ei pe acolo sau... Așa, mă rog, au dat-o dintr-una în alta, omul fiind foarte agresiv, taică-su, nu vreau să vorbesc, că a murit și eu nu vreau să vorbesc despre morți. Okay. I-a impus tatălui meu, la un moment dat a răbuvnit, a început să înjure pe acolo. Tata ne-a spus, băi, lăsați-l în pace, mă, că omul e și puțin țării de pe fix, lăsați-l în pace, nu-i dați... În fine, și când am ieșit acolo, i-a spus, du-te, bre, vedeți treaba ta cu ta. Ce s-a dus el acasă și le-a spus la părinții lui, ce o a inventat, la copiii lui, pardon, le-a spus el pe acolo, că nu știu ce au înțeles ăia. Ăștia copii, fisul ăsta, Florian Dumitru, împreună cu ăsta, cumnatul lui Fane Căpățână și ceilalți membri care au participat... Temutul Fane Căpățână. Era temut în perioada respectivă. Era... la vremea aia era. Avea bani, era bine. Un interlop renumit la vremea aceea. Așa, nu știu ce... Și frustrările care le-au avut... Te întreb ceva delicat. Nu mi-o lua în nume de rău. Tatăl tău era, îl considerai... Adică putea fi considerat un interlop? Pentru că asta s-a scris, procurorii au scris, domnule, răfuială între clanuri interlope. Tatăl meu a fost mai mult decât un interlop. Tatăl meu a fost un lider. Okay. A fost un lider, dar era la un nivel mult mai înalt decât... Ok. Da. Și ei au vrut să-i demonstreze tatălui meu, nu știu ce au vrut să-i demonstreze ei și m-au atacat pe mine. El s-a dus acasă. El a susținut că a fost bătut de voie acolo. Dar nu a fost bătut, nu poți să-mi bați un om bătrân. Uh-huh. Omul era bătrân, l-am gonit, pleacă, domne, zice, putare, ne-am înjurat acolo, pleacă, trecă de aici. Bun, a plecat acasă. Și a plecat acasă. Acum ce le-a spus el copiilor?
Fisul, Ginerii, sunt ăștia, că ăștia nu știu cum au înțeles, că au venit, probabil au venit hotărâți și m-au auzit de la Taicu și au venit. Și m-au găsit pe mine în bar, un copil de 20 de ani. Deci eu, asta barul a fost... Barul era? Pe Polonă. Pe Polonă. Păi era, okay. Era barul nostru. Era ca zis, da. Ok. Așa, și ei au venit și m-au găsit pe mine singur acolo. Îți dai seama, Costin, că... Erau câți? Dacă era să-l fi bătut noi pe Taicu, cum au... Da. Tot susținut-o ei. Era normal să ne punem și noi în gardă? Băi, hai să ne pregătim, că l-am bătut pe ăsta. Ok. Dar eu fiind singur în cafenea acolo, de aici trebuie să înțeleagă ei. Trebuia să fi înțeles, că acum deja faptul este consumat. Trebuia să fi înțeles ei că nu s-a întâmplat nimic. Că dacă era să se întâmple ceva cu taică-sul, ne puneam și noi în gardă. Bă, hai, s-a întâmplat asta, să ne pregătim și noi acum. Okay. Nu știm ce se întâmplă. Așa funcționează un pic lumea asta. Dar cred că oriunde, când se întâmplă ceva, nu numai lumea asta, cred că în toată lumea. Când se întâmplă un scan, se întâmplă ceva, trebuie să te aperi după aceea, să te pregătești să te aperi. Așa și... Tu ce, erai în bar? Eram în bar acolo, mă jucam biliar cu un prieten și au venit 15 inși. Și au tăbărât pe mine, deci eu la vremea aceea aveam 20 de ani. Deci eram un copil. În momentul ăla erai fotbalist? Jucam în fotbal Austria. În Austria, eram ofertat de către Hajduk Split din Croația. Așa. Și așteptam, deci venisem luni și urma luni să fiu la Split să-mi negociez contractul. Și vineri mi s-a întâmplat. Ok, au intrat peste tine? Da. Jucai biliar? Da, au intrat peste mine și... Direct cu bătaie? Direct, da, bătaie. Da, cu bătaie, da. Dar la... Ok, înțeleg să bați pe cineva, dar să scoți sabia... Asta înțeleg, au băgat ca... Deci, dacă mă tăiau sau mă băteau, ok, găseam și noi o modalitate să ne răzbunăm. Așa. Dar eu am fipt sabia, deci ăsta am fipt sabia în mine, mi-a băgat-o pe aici și mi-a și pe aici. Așa. Deci am fipt sabia în mine. Ăștia erau oameni de iertat, am scăpat ca printr-un miracol. Deci a fost un miracol cum am scăpat. Doar eu știu. Ți-ai și familia. Cunoștința sau ceva? Deci barul Capris se afla la 500 de ori, nu? Deci barul Capris se afla la 500 de metri de Spitalul Floreasca. Ok. Ok. Ei când m-au junghiat, am fost, deci unul mi-a dat cu m-a tăiat pe aici pe la. Ai semne și acum, da, am semnul, da. Așa. Deci m-a tăiat pe aici, mi-a tăiat o venă care curgea destul de tare. Okay. Aici mi-au perfurat plămânul, am fost atins de fapt, stângă, în partea stângă, deci reține la un milimetru și jumătate de inimă. Deci nu un centimetru, un milimetru și jumătate de inimă. Da, așa. Incredibil. Deci al doilea mira, al treilea, când au tăbărât peste mine acolo, norocul meu a fost că nu mi-am pierdut cunoștința. Adică, așa, de ce? Ei, dacă mi-au dat, după mi-au dat cu bătă în cap, cu alea, așa. Și după ce te-au înjugheat, au continuat să te lovească? Au continuat, da. Ia-ți, băi, să mă pun așa, să, poate să opresc ăștia. Mă rog, bine, tu având și constituția asta... Eram, da. Când au plecat, eu m-am ridicat râzând, zic că bine, că asta e, gata, n-am nimic. Dar țâșnea sângele din mine ca din cișmea. Și n-am intrat în panic. Deci ăsta a fost al treilea noroc. Fiindcă dacă eu îmi pierd cunoștința, la cum pierdeam sângele, eu nu mă mai trezeam. Adică până te luau oamenii, până te duceau, până te... Probabil că ai fi pierdut atât de mult sânge încât nu exact, mai puteai fi exact. Salvat. Așa. Am ieșit afară din cafenea, așa, plin de sânge, dar nu m-am panicat. În momentul ăsta vine un Dumnezeu, că există Dumnezeu, așa. Un părinte al unui copil care l-avea la Dinamo. Și când mă vede, Lică, ce-i cu tine așa? Zic, domnule, poți să mă duci până la spital, te rog frumos, cum mă, tată, să nu te duc, haide-mă copilul meu, că eram un copil 20 de ani. Da. M-a băgat repede mașină și bac repede la Spitalul Floreasca. La Spitalul Floreasca, acum am ajuns sau m-au întrebat acolo, au văzut că sunt conștient, m-au dus direct în sala de operație. Deci familia mea ulterior a aflat, eu deja. Ok, așa. Erai deja la spital. Da, eram la spital. Mă uitam așa la sala de operație, erau doctorii pe acolo, tădeau din numeri, nu vorbeau nimic și adică stăteau și se uitau, nu vorbeau nimic. Și vine doctorul Piliescu. Așa. Nu știu dacă mai este, că era destul de în vârstă la vremea aceea. Un om extraordinar. Un om cum se cade și mi-a rămas așa ca un Dumnezeu. Câtă vreme l-am mai vizitat. Și întreabă ce se întâmplă, care e situația. Și doctorii au spus că nu are puls. Cum adică nu are puls? Deci nu-mi găseau pulsul.
Deci deja da, și eu simțeam cum mă moleșesc, mă stinga și vedeam așa, eu vedeam în ochi, vedeam o papă neagră care mă acopera și o vedeam pe aici. Deci eu, în privirea mea, da, în fața ochilor, eu vedeam pata asta din spate, deci o chestie deci ciudată. Deci venea cumva peste cap. Da, o pată neagră care mă... Wow. Și că hai repede, ia mă puștule, ia bine. A pus mâna pe acolo cu tare și că băi, hai că i-am găsit pulsul. Ia ridică-mă mâna. Și a ridicat mâna și m-a prins și mi-a spus, vezi că nu te las. Da, și... Ok, foarte important să nu-ți pierzi cunoștința. Da. Probabil, da. Și am scăpat. După ce am ieșit din operație, tatăl meu fiind atât, vă dați seama, ca orice părinte. Deci tu erai singur, nu era nimeni cu tine, adică dintre apropiații tăi? Ulterior au aflat. Nu, dar în seara aia, în club, erai singur. Singur eram, singur. Și a venit tatăl meu la mine și după ce am ieșit din operație, m-a întrebat ce vrei să fac. Deci era atât de disperat că era în stare să facă cea mai mare nenorocire. Asta te-a întrebat ce, da, vrei, să ce vrei să fac. Și? E o întrebare grea. O întrebare copil, grea. Tocmai și i-am spus, știu la ce te gândești, știu ce e în sufletul tău, dar dacă ei au fost proști, noi nu trebuie să fim proști. Ok. Bagă-i la pușcărie. Asta ai zis? Da. Ar fi putut să meargă pe până... dinte pentru dinte, mergem peste ei și înjunghiem? Și... Nu, mai mult decât atât. Okay, se ducea, deci era în stare să se ducă maxim, să facă nenorocire. Și am spus, dacă ei au greșit, noi nu avem voie să facem greșeala asta. Legea, să se ducă la închisoare. Așa, și tatăl meu mi-a spus în felul următor, ok, o să se ducă la pușcărie, dar nu o să se ducă așa repede. Așa. Vreau mai întâi să-și cheltuiască toți banii, să-i țin așa pe instanțe, până își cheltuiesc toți banii. După aceea o să-i bagă la pușcărie. Iar între timp, perioada pușcăriei, că o să facă pușcărie și ce o să supere pe acolo prin închisoare, o să am grijă să le mări și nevestele. Cum adică să le mări nevestele? Ce înseamnă? Adică să-i șteargă de pe hartă complet. Ok. Da. Și ce s-a întâmplat? Pentru că ei, în prima instanță, am găsit știrile de atunci. Sunt puține rămase, dar au mai rămas pe internet. Nu știu dacă a mai rămas unul dintre ei. Mi se pare că unul singur a rămas cu nevastă. Rămas... Restul toți au rămas și fără neveste. Cei care... Dar ce s-a întâmplat cu nevestelor? Ce înseamnă asta? S-au măritat, eu știu, dacă au stat pe la pușcărie pe acolo și au găsit. Nu știu. Nu vreau să vorbesc despre femei, nu e frumos. Ok. Dar nu e ceva... vreo agresiune sau ceva în putere. Nu, dar e urât să vorbești. Ce treabă au femeile în scandalul ăsta? Aici au fost chestii bărbătești și nu vreau. Nici nu... Adică, sau cum vorbește el de tată. Tatăl meu a murit. Eu nu vreau să vorbesc despre taicăsul. Deci nu vorbesc despre morți. Așa. Și ca să închei așa subiectul cu el, prăpăditul ăsta, așa, când a făcut afirmația asta, m-au sunat foarte mulți prieteni. Eram atât de înfuriat că ăștia, băi, ce facem? Păi, înainte de a face ceva, să faceți ceva, faceți niște cercetări despre el, să văd că eu nu l-am mai văzut pe omul ăsta de 20 de ani. Dar el a stat la pușcărie. El a fost condamnat 8 ani, am văzut. Da. 8 ani pentru tentativă de omor. Au fost mai mulți condamnați în dosarul respectiv. 8 ani a primit el. Cât a stat? Știi cât a stat? Până că a făcut vreo 6-7 ani de pușcărie. I-am trebuit, băi, faceți niște cercetări, că eu nu l-am mai zărit așa odată de două ori, dar nu știu nimic despre el. Ia faceți niște cercetări să văd și eu. Pe ce se bazează el de face afirmațiile astea despre mine așa? Eram înfuriat și când mi-au venit plista așa despre el, pe cuvântul meu de onoare, de nu... Îl compătimesc. De ce? Fiindcă este un prăpădit, un amărât vai de capul lui, care și-a pierdut casa. A fost arestat prin Anglia, furat niște roți de pe la mașini pe acolo. Asta după ce a ieșit din pușcărie? Acum de curând. Și colac peste pupăză, omul este muribund. Deci suferă de o boală incurabilă. Și nu vreau să-l... Dar tu te-ai întâlnit niciodată cu el? Cred că are niște... Nu, n-am vrut să... Niciodată, după episodul din seara de la Capriz, L-am evitat, fiindcă... nu aș fi rezistat așa să-l văd în fața ochilor, să stea lângă mine și l-am evitat și am preferat să uit. Adică a plătit pentru ce a făcut și cu asta basta. Deci consider totuși că s-a făcut dreptate. S-a făcut dreptate, da. Uh-huh. Da.
Și trebuia să mulțumească pentru că, pentru ghilimele să mulțumească, că se putea mult mai rău. Așa au făcut închisoare, au plătit pentru ce au făcut. Da. El, din păcate, acum este bolnav, suferă de, ce am aflat așa, este bolnav de cancer, este într-o fază avansată, mai stă pe la sloturi de-astea, mai cerșește de pe la unul altul niște bilete de alea de tombolă. Deci, n-am cu cine să mă cert. El a făcut o acuzație gravă și anume că tu ai fost promovat de Ionuț Chirilă. Ionuț Chirilă, repetând mereu faptul că el a creat generația Cătălin Hâldan, Cezar Dinu, tu, Voicu. Da. El susține că selecția a fost făcută, în cazul tău, pe bani, că tatăl tău îi dădea banul. Acestea sunt motivele pentru care am venit în, în emisiune, să clarific, fiindcă am vorbit prea mult despre el și, dar m-a întrebat și am vrut să fiu să... Da, pentru că e o chestie pe care n-ai povestit-o niciodată și de-aia te-am să o povestești, pentru că e o chestie rămasă așa în aer. Costin, eu sunt un om realist, mie îmi place să vorbesc lucrurile direct, așa, nu îmi place să le vorbesc pe ocolit. Asta a fost motivul pentru care am acceptat să vin în emisiune. Și încep cu Ionuț Chirilă, da, cu prima parte. Ionuț Chirilă ne-a selecționat, cred că avea 17-18 ani. Era un copil când ne-a selecționat pe noi la vârsta de 8-9 ani. El avea 17-18 ani. Da, și iar noi eram niște copii. Era băiatul lui Ioan Chirilă. Marelui, da. cel mai mare ziarist, Ioan Chirilă. Da? Okay. Ne-a selecționat, s-a ocupat de noi. Și-a făcut o echipă frumoasă, și-a făcut un lot, de fapt, și omul acesta a muncit zi și noapte. Deci, dacă vă spun noapte, chiar pe bune... La propriu noapte? La propriu și noaptea, da. Adică erau zile când făceam antrenamente la ora 11, la ora 12, noaptea în sală, iarna. Trăgeam perdelele alea pe acolo și făceam... Era iarnă, nu erau condiții, și făceam în sală. Ne chema la ora 10 noaptea să facem antrenamente. S-a ocupat foarte mult de noi. Pe lângă asta, Ionuț Chirilă avea nevoie, Ionuț Chirilă, să-i dea tata bani. Tata, în primul rând, nici nu avea treabă cu fenomenul ăsta. Nu? Când juca pe vremuri, când era derbiul acela de suita toată țara, Steaua Dinamo, el dormea. Da. Nu avea nicio treabă. De ce? Cu fotbal. Nu avea nicio treabă cu fotbal. De când am început eu, așa, a început să se implice și el să-i placă fenomenul. Da. Așa. Ionuț Chirilă, când eram copil, m-a luat la mare pe banii lui. Era un copil, m-a luat pe banii lui la mare. Mă ducea la restaurante să mănânc. Cum să-i dea tata lui Ionuț Chirilă, fiul Dumnezeu să-l ierte, marele ziarist Ioan Chirilă, să-i dea tata bani lui Ionuț Chirilă. Asta sunt aberații, prostii care le... El susține că tatăl tău ar fi povestit, era la o masă și a venit, urma să vină Chirilă. Omul inventează, că bate câmpii. Uite, vine flămândul ăsta că trebuie să-i dau bani sau ceva de genul. Ei, s-a agață, probabil că vrea să se facă cunoscut, să se refacă cunoscut... că a dispărut din peisaj sau probabil frustrările, boala, că am auzit și eu că de la boala asta, cancer, să fie pe pustiu. Îi dorim sănătate. Sănătate, și eu îi doresc sănătate. Intervine așa în organismul omului, ură și mai multe... Da, mă rog. Așa. Asta a fost cu Ionuț Chirilă. Ionuț Chirilă nu este adevărat absolut nimic din ce spune el. Ionuț Chirilă, am fost capitanul lui Ionuț Chirilă. Păi dacă eram și eu pe acolo, am fost capitanul lui Ionuț Chirilă. Am fost lider la echipa națională de juniori, când se începea echipa, adică poate să confirme, domnul profesor Pigule, vorbesc realitate, nu? Da. Bine, Ionuț Chirilă a zis la un moment dat despre tine, despre puține a zis asta, a zis că a fost foarte talentat, fantastic, un fundaș central incredibil. Dacă se năștea azi, valora 20-25 de milioane de euro. Crezi că exagerează vreun pic aici? Nu pot eu să mă pronunț din punctul acesta de vedere. Îți dai seama, jucând rolul ăsta de modest, te alinzi că îți place totuși. Îmi place, normal că îmi place. 20-25 de milioane de euro. Îmi place. Orice ar fi fost. Bine, în ziua de azi n-aveam cum, că deja am 40, fac 46 de ani. Dacă te nășteai acum 20 de ani... Da. Dacă te-ai fi născut acum 20 de ani, crezi că erai atât de bun cum zicea Ionuț Chirilă?
Fundaș central. Deci fundaș central. Fundaș central dădeam randament extraordinar de bine. Ok. Extraordinar de bine. După aceea am devenit jucător polivalent. La echipa națională jucam atacant. Uh-huh. La Ionuț Chirilă jucam fundaș central. Sau... Bine, la echipa națională jucam de la mijloc în sus. Jucam și mijloca stânga și mijloca central. Acum, în spatele dreptilor. Adică, eram polivalent. Eram... Altul te vedea... Cine era la echipa națională? Domn profesor Pigulea. Pigulea. Uh-huh. Da. Marcel Pigulea. Da. 20-25 de milioane. Cum de-ai irosit? Te-ai irosit de n-ai ajuns de 25, mulți, că am mai discut, mai uite, discut. Că el spune o chestie, zice, domnule, ce jucător a fost ăsta că stătea numai prin cazinouri și pierdea bani? Ceva de genul ăsta. Da. Stai că-ți spun imediat. Da. Unde a zis? Stai, că vreau să citesc exact cum a zis. Cazinou. Așa. A jucat 20 de minute, a jucat în două partide câte 30 de minute în fiecare, n-a durat niciun meci întreg. Cornel Dinu i-a spus să-și caute echipă, fiindcă nu era capabil să evolueze la Dinamo, probabil știa de viața extrasportivă a lui, stătea numai prin cazinouri, ceva de genul ăsta spune. Da, așa. Nu este adevărat. Cât am fost sportiv, eram... Nu jucai în cazinouri? Nu. Cât ai fost sportiv? Nu. E sigur? Sigur. Vezi că te urmăresc declarațiile tale. Nu. Vezi că te urmăresc, vezi că aici nu ești sigur. Nu știu, poate am mai scăpat, dar nu cred. Uite, vezi? Nu cred. Vezi că ai început să mai vii de acasă. Dar nu eram jucător de cazino, cum zice, că dormeam prin cazino. Okay. Poate am mai scăpat, așa. Pentru că tu, cu gura ta, ai povestit la un moment dat, domnule, în Belarus, când am ajuns în Belarus, am jucat într-o seară în cazino la Blackjack, am câștigat 4.000 de dolari. Da, s-a întâmplat o singură dată. Și după aia mi-a fost frică, erau niște bodyguards, mi-a fost frică, i-am jucat pe toți ca să nu cumva să-mi facă. Dar asta nu înseamnă că eram jucător de cazino, mai scăpam. A, deci mai scăpam. Mulții. Mai veneam și... Acum nu vreau să fiu... Ușă de biserică. Nu ușă de biserică, dar mai sunt fotbaliști care au scăpat prin... și-au mai jucat, așa au mai scăpat. Asta înseamnă și... Da, nu. Dar unde păcătuiai tu? Că undeva ai păcătuit, dincolo de accidentul ăsta. El spune, domnule, nu asta i-a distrus lui cariera, nu faptul că eu l-am înjunghiat. De fapt, asta e esența întregii povești. El asta spune, zice, domnule, că tu ai susține, domnule, faptul că am fost înjunghiat mi-a dat peste cap viața, cariera. Păi eu o să o luăm așa, de la capăt. La un moment dat spune... Aveai 22 de ani când ai fost înjunghiat. 22 de ani, 20... sau 21. 21 da, de ani. Neîmplinit, 21 de ani. Eu după ce m-au înjunghiat, eu am făcut pauză aproape 2 ani de zile. Ok. Să revii după 2 ani de zile, m-am pregătit cu Rocarul, cu echipa de fotbal Rocar, când erau în prima divizie Nețoiu, cine? Nețoiu, da. Am dat randament foarte bine în pregătire cu ei și ce m-au rugat, domnule, vrei să rămâi la noi? Marius Stan m-a rugat să vin la Oțelul Galați. Uh-huh. Îmi revenisem și m-au urmărit, m-au și nu vrei să vii la Oțelul Galați, de ce eram ofertat. Ok. Și ne-a spus Neagici, dacă voi mi-ați dat oferta, mi-ați dat posibilitatea să mă pregătesc, să mă antrenez corect, chiar nu mă interesează banii. Mă interesează să... Mi-ați oferit ocazia asta, vreau să rămân la voi la Rocar. Să rămâneți cât vreți voi, cât asta, okay. Nu contează. Așa, important pentru mine e să mă reactivez și să joc. Așa, mai spune pe acolo că tatăl meu l-a rugat pe el să vorbească el cu Victor Becali, cu padrinul, că îi spun padrinul lui Victor. Așa. Păi, Victor Becali mi-a cumpărat transferul din Austria din banii lui proprii. Transferul din Austria cum? Adică, explică-mi un pic. Cum adică ți-a cumpărat transferul? Eu eram jucătorul celor de la... Lodan sau cum se De SV Leoben. Așa. Victor, când am dat randamentul acesta bine în perioada... de pregătire cu Rocar, Victor s-a dus, a negociat cu ea, a vorbit cu ei și mi-a cumpărat transferul, personal mi-a cumpărat transferul. Ok. Așa. Deci, ce relație am eu cu padrino, cu Victor Becali? Padrino. Păi tu așa spun că, deci Victor este iubit. Și lui este, care spui dacă e Victor Becali, spui padrino. Tot padrino. Padrino 1 și padrino. Padrino. Mă mai întâlnesc cu Victor, mai stau la cafea, am primit prieteni comuni. Victor este iubit de toți foștii jucători. Este un om extraordinar, dacă poate să te ajute, te ajută în secunda 2. Și ăsta, prăpăditul ăsta zice că tata l-a rugat pe el să vorbească. El trebuie să-i ceară audiență lui Victor Becali, să stea de vorbă ăsta cu Victor. Bine, mai serios mi se pare că spune la un moment dat că după transferul tău la Bistrița,
ai dat un gol, spune el, Laurențiu a dat un gol, iar Belmondo, adică tatăl tău, s-a revăzut cu Jean Pădureanu și a cerut alți bani după ce pierduse cei 8.000 de dolari la cazinoul Intercontinental. În acel moment, patronul Gloriei Bistrița a răbufnit. Băi, da, ia-ți băiatul și dispar de aici, să nu mai au de tine. Acesta a fost sfârșitul lui Lică în fotbalul românesc. Nu, acolo, deci, eu la Gloria Bistrița am debutat... Asta era înainte de înjunghiere, de episodul. Da, înainte. Da. Deci, eu am debutat la Gloria Bistrița, nu aveam nici 18 ani. Ok. M-am dus cu tupeu când am ajuns și am luat tricou cu numărul 10 al lui Iftodii. Așa. Am pus pe mine, că m-am anunțat titular și ăștia vagabunții ăia din echipă, ia bă numărul 10. Ah, ca să l-am luat cu tot pe zis, da. Bine, bine, și inconștient, că eram copil. Incredibil. Da, bă, tricou cu numărul 10. Și am intrat în teren. Întâmplarea a fost că am fost introdus în echipa etapei, primul meci de debut. Okay. Al doilea meci, Iftodii, nu știu ce, plecase, s-a dus să se relaxeze ceva, nu știu, că dispărse de pe la echipa. Okay. Al doilea meci, am fost declarat jucătorul etapei. Asta, după meciul care... Deci primul meci cu Poli Timișoara, că mi-aduc aminte, da. Mi-am bătut cu 4-0, sau nu mai ții minte. Și al doilea meci ne-au bătut Uclujul la ei acasă. Vezi că meciul ăsta cu 3-2. Cu 3-2. Ăla cu balaurul. Și ne-am dat două goluri. Da, da, da. Și tu ai încurcat ce trebuie. Era să încurci ce aranjase la mare. Așa. Neajan Pădureanu mă simpatiza foarte mult, dar problema nu a fost banii. Problema a fost că eu fiind dependent de București, așa. Când m-am văzut acolo la Bistrița, că m-au cazat la stadion, așa. Și deschideam în geamul și vedeam cum trece râul ăla în spate acolo. Deci nu puteți să faci nimic. Aveai impresia că ești la Sing Sing acolo, pe insula aia. Așa. Și ce fac eu aici, mă, mâncați? Da. Nu aveam cum să stau aici. Niciun capris, nimic nu era. N-aveam nimic, eram dependent, da. Că nu mai stau aici. Ok. Da. I-am sunat pe ăștia de la Dinamo, unde m-ați aruncat, mă? Că stai, mă, acolo, bă, copile, cu tare, că te luăm. Nu mai, domnule. Și m-am întors acasă. M-am întors acasă, m-au chemat ăștia de la Dinamo și au făcut tot posibil să mă... Să mă întoarcă înapoi. A durat ceva timp până m-am întors înapoi, dar făceam antrenamente cu... Ca să te elibereze de sub contractul cu Jean Pădureanu. Dinamo, când m-au dat pe mine la Gloria Bistrița, l-au luat pe Viorel Moldovan împrumut. Ok. Și m-au dat pe mine definitiv, după care l-au dat și pe Cezardinu și pe Tararache. Când a venit și Cezar, și Dinu Cezar, fiul meu, Dumnezeu să-l ierte, și Tararache, împreună cu mine, uh-huh. Am fost dat definitiv, luându-l pe Viorel Moldovan din Namo și probabil am fost ceva, da. Niște bani. Da. Deci a fost transferul... Cum se făceau pe atunci. Cum se făceau, da. Ei au vrut să te aducă înapoi, să te răscumpere din Namo. Când au văzut că nu îmi doresc să stau pe acolo, am venit acasă, m-am pregătit o perioadă de timp și am găsit soluția după aceea să-mi aducă transferul, să mă aduc înapoi la Dinamo. Dar în Austria cum Dumnezeu a ajuns așa de vreme? Totuși nu era o echipă cunoscută din Austria, adică părea că o luase și în jos, cariera ta o luase deci în jos. Aici ia să vedem, sunt curios. A punctat ceva corect. Ia să vedem, sunt curios. Acesta, în care spune că dar nu a fost așa. Zi tu cum a fost, hai să vedem. Era Nenelu Moldovan antrenor principal, turul nu a fost un tur tocmai fericit. Nu te plăcea? Nu, Nenelu ținea foarte mult la mine, din contră. Da. Dar echipa nu am avut rezultate extraordinare în perioada aceea și în retur, înainte de pregătirea de iarnă, îmi spune Laurențiu, trage tare pregătirea asta că vreau să încep cu tine titular turul. Ok. Zic, ok, Neanelu. După care imediat se întâmplă Dinamo ceva. Avea atunci Marian Ivan, Radu Niculescu, atacanți. Adică Ceaușilă. Ceaușilă, cu golghetorul campionat. Ceaușilă, exact. Ceaușilă, da. Un lot valoros la vremea aceea, da. Adică concurența era mare. Da, da. Trage tare că te vreau titular. Da. Așa. Așa, și s-a întâmplat ceva. Atunci s-a schimbat președintele. A venit Mister Nea Cornelinu, a venit de la Progresul Vecin, a venit la Dinamo. Președintele clubului. Și atunci, cum a venit președintele clubului, așa, pun apetă, zice că, băi, Lică pe lista de transfer. El l-a decis? Da. Peste capul antrenorului? Da, da, direct. Da. Lică pe lista de transfer. Au intervenit Giovanni, Victor, toți din lumea care erau impresari.
Păi ce mă cu Laurențiu? Laurențiu e crescut aici. Așa. Domnule, nu știu, pe lista transfer. Mă rog, nu mi-a dat explicații. Și atunci a trebuit să-mi caut echipă. Uh-huh. Și mi-am găsit în Austria. Dar totuși era o echipă mică, adică nu-ți găseai o echipă... Aveam nevoie de jocuri, dar bani câștigam destul de bine acolo. Nu? Așa. Aveam nevoie să joc. Nu mă interesa, vreau să joc, să nu-mi pierd, să am continuitate. Acolo am dat randament foarte bine, am fost urmărit de către cei de la Hajduk Split și m-au ofertat, dacă vreau să vin, așa, și am rămas, da. cum ți-am povestit. Da, așa. Da, da, da. Așa, după care la Rucar, în primele etape, am dat un randament foarte bine, și după ani de zile, și mă întâlnesc cu mister, cu Neacurel în cafenea, în Dorobanți. Așa. Ce faci, băi, grecule? E diplomat, mister. Da. Da. Și bine. Zici. Grecule, da, țeles, da. Da. Ci că vrei să vii să stăm puțin de vorbă, să vin la masa unde se așezase. Așa. Cornele. Eu am uitat ce a fost. Da, ai avut pe el atunci, ai avut boală pe el după ce te-a... Da, da, păi dacă m-a l-ai urât. De transfer l-am urât, da. Da. Ci că, bă, vină puțin până la masă. Nu vin, domnule, lasă-mă cu pe. Dar vină, bă, puțin, nu vrei să vii puțin? Ce, el a avut stilul ăsta, chiar dacă, așa? Ce ți-a zis? Sunt curios cum te-a... Vrei, mă, să te întâlnești. Cum te-a îmbrăbodit? Da, m-a luat direct. Ce băi, ce faci la Rocar acolo? Dai mingea prin roșii, prin castraveți pe acolo? Că stilul lui direct. Stilul lui, da. Da, și că nu vrei să te întorci unde ți-a fost creșterea? Alături de colegii tăi, de Cătălin Hâldan, de Petre Florentin, de... Și nu ai spus, pe creșterea mea, m-ai dat mata afară. Nu e mai... Nu știam ce are, nu știam ce are, ce are în minte. Zic, ce o vrea să... Da. Și? Dar m-a prins într-un moment în care erau niște schimbări. La Rocar se schimbase antrenorul, venise Florin Marin, cu ideologia lui, cu, nu, așa, nu cu jucătorii lui... Nu eram pe aceeași lungime de undă, să zic, în domeniul fotbal și atunci mister zice, haide mă întoarce unde a fost creșterea cu tare, una alta. Mâine avem un meci amical, nu mai știu, pe Juventus colegiția acolo. Așa. Prezintă-te mâine la meci că o rezolv eu cu ăștia, cu Rocarul. Bine, așa. Nu se punea problema, că era Victor... Da, era în familie da, cumva, da. Povestea asta. Da, și... Am avut un meci a doua zi, eram și obosit, frânt, că nu credeam. M-am zis, hai să merg de rușine. M-am obosit, dus frânt... Pierduse noaptea. Uh-huh. Eu nu credeam ce... Da. Așa. Da. Tu profesionist până da, am țopăit pe acolo, meciul ăla, nu știu dacă m-a atins mingea de trei ori. După care era un trial ăsta, veneau jucătorii... La probe cumva. Veneau sau? Să-i mai vadă și uh-huh. dacă era să-i cazul re-evalueze. Să-i reevalueze. Exact. Da. Și au venit... Cine mai era? Mai ții minte? Îți mai aduce aminte din meciul ăla? Pe cine a mai reevaluat? Nu mi-aduc aminte. Okay. Mi-aduc aminte doar că a intrat Nea Ion Marin. A intrat în... Deci că era secundă. Da. Băieții, îmi pare bine, ne-am... sunteți în atenția noastră, una alta, vă prezentați la cluburi. Aha. Și am lăsat capul și ceea ce țap am luat eu. Deci, da. Păi, că o să afli și ăștia de la Rocar acum, că am venit să... A, okay. Nu i-am anunțat. A, deci practic... Da, tu... și pleacă, după aceea deschide ușa, vine din nou, deschide ușa, lică mâine dimineață pregătit de săftica. După un meci în care ai fost varză. Da, da, pregătit de cartonamele la săftica. Selecție bună și la Dinamo, da. Și? Da, și la... După aceea am zis, a făcut mister conferință de presă. Da. Deci a făcut-o special pentru mine. Incredibil, și, da. A fost, mi-aduc aminte, l-am adunat pe Lică din cafenele. Așa a zis? Incredibil. Da. Parcă îl și văd pe Cornelinu. Dom'le, un băiat civilizat. Da, amintiri plăcute. După care îi trăgeau la titlu atunci. Avea echipa aceea colosală, Cătălin Hâldan cu Ionuț Dupescu, când au ieșit campioni. Iar eu, între timp, mi-a venit ofertă de la Torpedo Minsk, din Belarus. Printr-o relație a lui Nicolae Badea, un partener de afaceri. Da. Și ai plecat în Belarus. Și l-am întrebat, mister, ce fac? Tu te băi, ale banii, ești nebună. Câștigi acolo cât câștigi în 4 ani, ești nebună. Cum a zis, vine unde ți-e creșterea, dar după aia te-a lăsat imediat să pleci în Belarus. Da. Mi se pare corect, adică de idei și șansă, că până la urmă și sportivii muncesc pentru niște bani. E și plăcerea, și dorința, dar sunt și banii, și partea materială, că trebuie să te întreții. Zi-mi o chestie. Dacă ar fi să faci un exercițiu de imaginație, evident, e o joacă ce-ți propun acum. Dacă ai fi fost serios și ai fi fost profesionist și trăgeai cu dinții
în cariera ta, unde crezi că ai fi putut ajunge? Dar realist, hai să realist, că sunt un timp realist. Da. Un club mare din fotbalul dezvoltat din Europa, cred. Adică, ce înseamnă dezvoltat? Te gândești la cluburile mari sau serios? Da. Adică te-ai fi văzut jucând la un Bayern, hai nu, 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 nici chiar, nu, nici chiar. Un cred că undeva din marile campionate, undeva la un club de în mijlocul clasamentului, să zic. Ai fi ajuns, ai fi putut să joci. Da. La, cu ce aveai tu? Cu calitățile ce pe care le aveam. Zestra, da. Dacă erai serios. Da. Da. Realist. Da. Dar asta, asta se poate confirma pe... Cine? Uite, poți să-l întrebi, nu știu. Poți să te naști cine? Pe Gica, pe Mihali. Ok. Ok. Dom'le, unde ar fi putut ajunge? Da. Nu? Uite, o să ne întrebăm. Când vorbim cu el, îl întrebăm. Fii atent ce spune domnul acesta, Florian. Sau pe domnul profesor Pigulea, care... Ok. Ionuț deja, Ionuț m-a evaluat deja. Da. Deja m-a făcut jucător de Bayern München. Spune așa, Florian Dumitru, în interviu pe care l-a dat săptămâna trecută, zice, între timp a încercat să se transfere în Slovenia, însă după o probă a fugit cu tricourile de prezentare ale echipei și cu 2800 de mărci birmane. I-a lăsat pe sloveni cu ochii în soare. Aberații prostii. Da, ai fost să dai proba asta în Slovenia? Am fost prima dată înainte să merg în Austria, am așa. Fost la o echipă în Slovenia, am dat probe acolo. Așa. Așa, m-am... Simt că ai făcut vreo trăsnă aici. Nu. Ăștia, clubul respectiv, l-au trimis pe impresarul lor împreună cu mine. Am plecat cu mașina la București. Da. Am venit la Dinamo, am vorbit cu Nea Petre Buduru la telefon. Nea Petre, uite, vor ăștia să mă ia, care sunt pretențiile, ce... Uh-huh. Așa, și Nea Petre mi-a spus, băi, să vină, nu mai țin minte, o sumă de asta, nu știu, 25.000, 30.000, nu știu de ce, dolari. De dolari și îți dăm drumul. I-am anunțat pe ăștia, uite, pe ăștia vor Dinamo atât, să-mi dea drumul. Ăștia și-au dat acordul tot și l-au trimis pe un impresar cu mine la București și când am ajuns la București m-au trimis la Nea Petre, m-a băgat la mister în birou, la Nea Cornel, era președinte. Din nou? Da. Și Nea Cornel, că ăștia, domnule, că uite, așa am înțeles că oferta e, ce, Ali, că e jucător de valoare, fără 200.000 nu pleacă de aici. Ți-a rezolvat transferul. Bă, impresor, da? Vine, că mulțumesc, am înțeles cu tare una alta. Și am plecat și Nea Petre mi-a spus una cu tare, ce se întâmplă, ce pot să trec peste Cornel? Aha, mister, okay. E președintele clubului. Într-adevăr, așa a fost discuția, s-au schimbat datele probleme. Zic, ok, și am găsit eu o soluție pe la federație, nu e frumos să dau nume, mi s-a dat drumul la cartea verde și am plecat fără să mai... Serios? Să mai dar adică între timp, Dinamo au... O șmecherie, practic, cumva ai făcut ca să scap de... Da, să-mi dea drumul la cartea verde. Ok. Așa, mi s-a dat drumul la cartea și verde. Și Dinamo n-a protestat? Dinamo, între timp, au făcut notificări către cei din... Slovenia? Din Slovenia. Ce, ăsta e jucătorul nostru, nu e liber? Jucătorul nostru, așa și... Dar tu aveai cartea verde luată de la federație. Da. Incredibil. Așa, și? Am plecat, am ajuns în cantonament cu ăștia din Slovenia. Tu încerci să o coafezi un pic, dar asta arată cum era fotbalul românesc atunci, că puteai să faci, era junglă, de fapt, în fotbalul românesc. Așa. Am ajuns în cantonament cu ăștia, eram prin Croația, printr-o zonă de asta de pregătire mișto. Ăștia tot vreau să semnez pe acolo, mi-au băgat niște hârtii în față să semnez, că tu, camera, hotel, bă, nu vă semnez nimic. Așa. Nu mă pune să semnez nimic, semnez după ce o să-mi dați niște documente, le traduc și vă semnez. Bun. Da. Și i-am simțit așa, că vreau ei să... Așa am simțit eu la vremea aceea. Și eu le-am spus, eu o să plec acasă, da. Dar ei mi-au luat transferul. Eu o să plec acasă și vorbim peste o săptămână. Deci fără niciun... Da. Între timp mi-a venit oferta asta, adică pista asta prin Austria. Austria. Tot printr-un impresar din... Ok. Și mă duc în Austria, ce mai mișto decât în Slovenia. M-am dus în Austria, ăștia austriecii au cumpărat de la sloveni transferul meu, așa, iar slovenii la rândul lor le-a plătit celor de la Dinamo care au revendicat, nu mai știu, o sumă de... a fost o înțelegere între ei, nici m-a interesat. Dinamo, deci tu practic ai fost legitimat și în Slovenia, dar n-ai jucat niciun minut acolo. N-am apucat să juc, da. Deci în CV-ul tău ar trebui băgată și echipa. Mai știi echipa?
Slovenia. Nu, era o echipă pe graniță, pe acolo, o echipă de prima ligă. Aha. Nu, ca să facem, să updatăm CV-ul tău, că nu există echipa asta în CV-ul tău. Da, ai fost legitimat acolo, asta e important. Mă rog, cam pe fals, așa ai fost, adică cu cartea verde luată... Nu, erau procedură legală, fiindcă Dinamo, când au revendicat suma pe care trebuia să o primească, au revendicat-o prin metoda aceea. Ei nu m-au mai plătit o perioadă de timp. Okay, așa, da. Și a fost chestia cu grila de indemnizații, grila de așa, indemnizația de copii, așa, și s-a nu știu, au formulat ei o sumă acolo, da. S-au înțeles. Da. Dar n-ai plecat cu tricourile de prezentare, nu? Cu 2800. Dar știi și suma? 2800 de mărci în Germania, adică n-a zis 3000, n-a zis 5000. Și vreo 30 de... 2830 de mărci. Astea sunt aberații, sunt prostii ce mai bine. Da. Vrea să bage și el în seamă, să se refacă cunoscut. Că... Văd că e foarte supărat și pe faptul că te-ai transformat într-un, spune el, într-un lider al antivacciniștilor. Altă... Omul ăsta chiar e complexat. Îmi citește, cred că mi urmărește pagina de Facebook. Am văzut pe acolo că zice că fac, nu știu ce fac eu pe Facebook. Îmi urmărește și pagina de Facebook. Am și o pagină de Facebook unde mai postez și eu acolo. Îmi postez nepoțelul, mai postez despre fotbal, despre așa. Iar referitor la partea asta cu ceea ce tipul... Antivaccinul, da. Asta, în prima zi când s-au dat asta cu certificatul, așa, că n-ai voie, prin care eram cu soția mea, așa, hai bă, să mergem și noi să mâncăm pe undeva pe din oraș. Și eu am întrebat, nu sunt vaccinat, pot să stă la terasă? Da. Nu, nu, nu. Și am spus, haide bă, pe la nepotul meu, hai, mergem, mâncăm cu el, mergem mai stăm. Erai un pic furios că n-ai putut să mănânci nu, la nu neapărat. Uite, mie mi s-a întâmplat, m-am enervat. Nu mă enervez așa ușor pe chestiile astea. M-am dat nepotul, mi-am mâncat, am luat masa împreună, în familie, acolo, pe care am ieșit cu el pe balcon să fumăm o țigară. El stând în centru, în zona Cismigiu, pe acolo, la un moment dat au trecut protestanții. Nu știu ce m-a apucat pe mine să filmez. I-am filmat. Da. Și am postat pe Facebook. Protestanții, oameni civilizați, oameni educați, sunt împotriva măsurilor luate de către cei din guvern, de către Arafat și așa mai departe. Și jos am subliniat, fiecare om are dreptul să aleagă. După care au început comentarii pe acolo, pe la mine, prin pagina de Facebook. Da. Se certau ăștia pe acolo. A doua zi m-au preluat cei din Cancan și m-au făcut liderul antivacciniști. Probabil că asta l-a iritat pe el. Că tu, acum... Dar nu am nimic împotrivă. Mă rog, nedorita ta... Uite poza asta, incredibil. Am văzut pozele astea vechi. Apariția asta ta... Acolo sunt foarte mulți jucători valoroși care au fost, care au ajuns în poza aceea. La lotul de tine, de lotul național? Eram cu lotul național, echipamentul ăla... Ia să vedem, poate vedem din nou. Asta e genială. Așa, aici poate o punem toată. Cine e aici? Hai să vedem pe cine mai recunoști. Deci aici... Deci e lotul național... UEFA 94. Uite, eu îl recunosc pe roșu. Lasă-mă un pic, un pic. Deci roșu e al doilea din dreapta jos. Corect. Bolohan îl văd al patrulea din stânga jos. Da. Stai așa un pic, stai să mă mai uit. Stai să văd pe cine. Ciocoiu al patrulea din stânga sus. Corect. Așa. E, acum spune-ne tu. Deci primul de sus este Neadi Buingiu. Da. Ok, care și acum era, era până de curând a fost la lotul, nu mai știu dacă mai e acum. A fost secundul Rodoi la tineret. Da, cel de... Nu mai recunosc. Hai că nici tu nu mai știi. Al treilea cine? Al treilea, Gongole, a jucat pe la Oradea. Așa, după Ciocoiu. Aceea Ciocoiu, după aceea Tufiș, cel blond Tufiș. Da, portarul. Așa, portarul, Țurcaș. Al doilea portar, da. Așa, următorul eu. La tu Uriaș. Ești... Cum următorul? Tu ești... După Țurcaș. Tu ești ăla? Da. Așa. Așa. După aceea cineva cu banderola. Cine banderola? Bujor, care tot așa a fost primul dintre noi care a debutat la Craiova, avea o... Fizic, valură, dar nu a confirmat, nu? Nu a prea ajuns. Adică nu s-a. După aia? După aceea, Lucian Bica, care a jucat la Brașov, de profesor Pigulea, acolo un Victor Maseoru, așa. Da? Movilă nu a confirmat, după aceea vine Ionuț Luțu, lângă... Luțu e acolo, al doilea, al treilea din stânga? Bolohan? Bolohan, Dragoș Tănase. Da? Schumacher, da, uite, Schumacher, da. Așa e, da. Cosmin, Schumacher, Cezardinu, Dumnezeu să-l odihnească. Stai așa un pic,
Uite așa, aici, Laurențiu Roșu și ultimul? Și ultimul, Cosmin Contra. E zău? Da, e Contra da, acolo? Da, 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 nu ultimul. Cred așa da, ceva. Da. Povestește-ne o tâmpenie pe care ați făcut-o la lotul ăsta, UEFA 94, că mai făceați. Să știi că... E, nu îmi spune că erați cuminți, că nu cred asta. Eram, chiar eram cuminți. Mm. Pe bun. M-aș mira să aud asta, că erați chiar așa de cuminți. Eram băieți, mai ales Gurița era un băiat serios. Da? Era, da, da, și Laurențiu la Per Roșu. Acolo care era cel mai... cel mai haios dintre toți ăștia? Cine era? Luțu. El era? El, da. Zici ceva cu Luțu, povestește-ne vreo întâmplare. Sigur ai ceva cu Luțu. A, uite, hai să-ți povestesc. Asta e mișto. Plecăm în Italia la un turneu. Turneu la Salerno. Așa. Cu lotul ăsta. Cu lotul național, cu UEFA 94. Dar cum a fost organizat turneul acela? Bine, era URSS-ul. La vremea aceea când eram noi, jucam cu URSS-ul, cu Cehoslovacia, uh-huh. Iugoslavia. Uh-huh. Deci nu erau țările uh-huh. împărțite. Separate, da. Da. Și... a fost organizat, nu știu cum s-a întâmplat, că echipa națională a României eram... deci nu trebuia să stăm împreună la hotel. Okay. A fost organizat, adică cei care au sponsorizat turneul da. Au dorit ca fiecare familie să ia câte un membru din echipa națională la ei acasă. Da, interesant. Așa, și da. La un dat vine o tipă, translator, mișto gagica. Băi, care dintre voi știe italiană? Ăștia toți colegii, Lică, Laurențiu vorbește italiană. Vorbea italiană. Da, vorbeai? Și atunci vorbeai? Da, da, da. Ah, ok. Așa, și... hai că-ți dau o familie bună ție. Da. Deci eram... Ok. Așa. Și fiecare a nimerit pe la câte o familie. Tu așa. Unde ai nimerit? Niște oameni foarte, foarte bogați, extrem de bogați. Serios? Da, da. Ce înseamnă extrem de bogați? Stai. Păi aveau casa cu... deci aveau terasa, jucai tenis de când pe terasa lor, pe coastă, așa, vedeai... mare. Malul mare, da. Vedeai malul mării, da. Vedeai marea, foarte mișto. Și cât ai stat la ei în casă? Păi pe toată perioada turneului. Adică? Cred că o săptămână sau 7-8 zile cât a ținut turneul. Și ce, mâncai acolo? Da, da, da. Deci făceam parte, eram membru, ieșeam seara cu familia. Serios? La plimbare. Aveau copii sau? Da, doi copii, trei copii, doi băieți și o fată. Uh-huh. Și m-au întrebat, asta șmecher italianul. El, da, capul familiei. Da, și ea zic, cum mai ai frat, mai ai cu tare, așa, și nevastă s-a scria. Câți ani are frate, tu cât cu tare? Mă întreba, eu îmi trebuie spuneam da, așa. Și da. La plecare, când am plecat, mi-au cumpărat un geamantan de cadouri pentru toată familia. Serios? Da, foarte mișto. Tare. Și așa, acum, Luțu. Acum ne întâlneam la meci, ne aduceau familiile la meci, eram... Da. Ok. Ce faceți, bă, băieți, cu tare? Cum e la tine în familie? Cum e la tine în familie? Așa. Și nu ți-o faci și că ce-ai, bă, mâncați și cu rata, că vreau să mai fac și eu cât o escapadă. Dar ce să, că i-am nimerit la asta, asta e șeful poliției, nu știu ce. Când îl văd că scoate pistolul și cătușile și le pune pe acolo prin casă, nu mai nu mi-ar vedea nimic. Și nu ți-a nimerit la șeful poliției. Da. L-a luat șeful poliției din Salerno. Da. Săracul. Și că ce-o hagi, cum ne spuneam noi. Ce-o hagi, că... Zic, băi, Luțule, nu, uite, eu cu Horia, cu ăsta, Horia Codorean, care da. E preparator da. Pe la asta. Uite, noi ne mai întâlnim familie, nu vorbești, ce bă, că i-am nimerit la șeful poliției când îi văd pe ăsta că scoate pistolul și cătușile și le pune pe masă, nu, bă, mi se ia pofta de tot. Luțu, personaj da, mare da. De tot. Omul care a reușit să aducă lăutari în Coreea de Sud. Asta a fost Luțu. Cum s-a dus lăutari în Coreea? I-a găsit el pe acolo, nu știu, nu? I-a găsit a, i-a găsit acolo, da. Îți dai seama să găsești. Ce performanță, să găsești niște lăutari în Coreea de Sud. Ok, nu i-a duci, dar îi găsești. Bun. Vreau să te întreb un pic înainte de, că ne apropiem ușor, ușor de final, de Dinamo în momentul ăsta. Cum ți se pare situația de la Dinamo? Sorescu, uite, s-a certat cu Rednic acum. Capitanul Sorescu s-a certat cu Rednic. Probabil se vor mai întâmpla episoade de genul ăsta atât timp cât nu sunt rezultate. Sunt frustrări, sunt... S-a adunat tensiune multă. În schimb, îl apreciez pe Nea Mircea pentru gestul pe care l-a făcut. Să vii să preiei Dinamo, așa. Să vii să preiei Dinamo într-o situație cum se află acum, așa. Cu numele pe care l-are fost mare jucător, adică și ca antrenor, da. Performanțe, să preiei Dinamo și a asumat nu știu, un risc foarte mare. Și cred că, eu personal cred că nu s-a gândit la bani, s-a gândit doar la, adică așa simțit, fiind un Dinamovist 100%,
Da, mulți nu știu ce înseamnă să ai un suflet, să ai spiritul ăsta al lui Dinamo. Nu mai crezi în capacitatea lui? În ultimii ani, totuși, rezultatele lui n-au mai fost atât de bune ca în prima parte a carierei lui. Adică mitul rednic salvatorul, rednic făcătorul de echipe, a suferit un pic în ultimii ani. S-a ciobit un pic, s-a deteriorat un pic. Știi ce se întâmplă, Costin? Problema mare trebuie să ai și cu cine să lucrezi. Ok. Dacă ești jucător, să lucrezi cu cine să lucrezi, să-ți iasă, nu știu, că fiecare antrenor are ideologia lui, are, nu știu, gândirea lui, cum să... Și ai nevoie de jucători ca să poți să... Da. Filozofia ta, ca și antrenor, trebuie, ai nevoie de jucători. Cum zice Ionuț Chirilă, filozofia de joc câștigător... Selecția se face în baza unei filozofii de joc câștigătoare. Dar cred că toți antrenorii au lozinca aceasta. Da. Contează foarte mult să ai jucători cu care să poți lucra. Crezi că are material rednic în momentul ăsta? Și o parte din material se întoarce împotriva, adică se ceartă cu Sorescu, care e totuși un jucător bun. Păi, probabil că și băiatul s-a săturat, nu știu. S-a săturat că n-a fost lăsat să plece. Da, dar e normal să te întorci totuși împotriva antrenorului, chiar dacă nu te-a lăsat să pleci clubul? Dar asta cred că se reglementează problema asta. Probabil sunt niște nervi, niște o tensiune. Da, nu prea mai joacă. Adică se vede în jocul lui că nu prea mai e în filmul ăsta Sorescu, în ultima perioadă. Adică nu cred că este voința lui de a nu juca. Cred că s-au adunat multe. Ok. S-au adunat multe asupra lui, așa, de probleme negative, care a cedat probabil și cu nervii și cearta asta. În teren nu te poți concentra. Contează foarte mult... Să ai luciditate, adică să fii, în primul rând, partea materială. Am înțeles că la Dinamo, deocamdată, nu e problemă, nu? Sau... Da, așa se zice, că lucrurile ar fi în regulă. Da, am înțeles că sunt jucători care sunt plătiți cu 10.000, 15.000 pe lună. Păi și astea sunt rezultate de 10.000, 15.000 la Dinamo? Astea sunt rezultate de echipă cu salariile astea? Dar eu cred că aici cred că fac greșeală cei care conduc. Așa. Bine, excluzând de pe domnul Badea, care... are experiență din urmă, ce înseamnă așa. Okay. Cei care au făcut coaliția aceasta cu Badea, cu domnul Badea, cred că ar trebui să aleagă oameni de fotbal acolo, la conducere. Pe cum? E Mureșan, care e șeful CFR-ului. Mureșan? A fost doctor, nu vine din iarbă. Nu știu ce a fost... Da, dar uite, a fost președintele CFR-ului într-o perioadă bună. Într-adevăr, are experiență, că a avut o perioadă bună, dar totuși ai nevoie de mai mulți oameni de fotbal acolo, la conducerea aia. În care să facă un consiliu, să facă niște ședințe, să ne organizăm, cred că să facem... Suficient. Nu cred că este suficient. Da. Te mai întreb o chestie, că e totuși omul care te-a adus în fotbal, te-a promovat în fotbal. Cum vezi noua experiență a lui Ionuț Chirilă cu Clinceni? E destul de contestat. Ai văzut, Robert Niță și-a făcut un... Deja și-a făcut un obicei de a-l critica, de a-l ironiza pe vlogul lui. Da. Ia să te văd. Ionuț. Da. La cum îl cunosc eu. Așa. Sunt realist. Da. Ăștia la noi, în fotbal, deci în asta nu ne întrece nimeni. Să râdem de celălalt, să... Ok. La ce antrenor sunt acum? În prima divizie, da. Eu, Laurențiu Lică, spun acum în emisiune că eu nu se numără în primii 5-6 antrenori. Tu vorbești serios? Da. Păi, fii atent. Da, uite, și acum, fii atent, okay. Așa, zi. Deci a preluat echipa, da? Da. Cum a jucat Clinceni cu Botoșani? N-a jucat rău. A fost o altă echipă. Da. Adică, eu am văzut școala lui Chirilă acolo, adică cât de cât puțin că te-a apucat să lucreze. Când faza aia, când pleacă el acolo, cu portarul, retrimite înapoi cu călcuiul ăsta care vine din spate. Deci tu, practic, tu ai înțeles schema aia pe care o făceai repetat de atunci. Astea sunt schemele lui Ionuț, astea, cu devierile, cu... Pentru că unii spun, domnule, nu înțeleg jucătorii schemele astea. Da, Ionuț, din cauza... lui îi place să vorbească, să facă comparații la mine, adică să compar pe ăsta de la Clinceni cu... Da. Aici mulți nu înțeleg. Astea sunt automatismele lui care le are de tânăr. Și până unde, băi, că tare, că tu ești Ancelot, ești de la AC Milan. Astea sunt automatismele lui, dar nu... Ionuț, din punct de vedere profesional,
Eu zic că o să facă treabă, dar... În primii cinci ai zis. Da, dar, dar, da. Cu Clinceniu nu are cum. De ce? Că de nu ce? Are fiindcă lot? Ăștia sunt la pământ cu banii. Ah, ok. Jucătorii demotivați? Nu au bani, sunt plătiți de 3-4 luni de zile, nu știu de când sunt bani. Așa. În schimb, am discutat ieri cu Ionuț și mi-a spus că o să-i pună probleme mari lui Reghe. Da, în seara da, asta. Da, în seara asta, da. Azi chiar dacă n-am avut condiții extraordinare de antrenament, că a plouat foarte mult și s-au antrenat nu știu pe unde, mi-a spus că nu o să câștige. Chiar dacă o să câștige Reghe, nu o să câștige chiar atât de ușor. Da. Dar eu nu... Crezi că se salvează? Salvează Clinceniu? Nu are cum să-i salveze. Nu are cum să-i din salveze? Din punctul meu de vedere, da. Eu nu cred că are cum. Antrenor în primii 5 șanse și tu spui că nu are cum să-i salveze? Păi, dar cum să-i antrenezi dacă băieții nu-și primesc banii? Păi cum să-i juci pe stomacul gol? Nu ai cum. Nu există un club de fotbal, o echipă de fotbal, dacă nu au putere financiară, nu au un echilibru, o stabilitate, okay. Nu au cum să reziste. Nu ai cum să juci pe degeaba. Oricât ar fi, apare, are deja probleme acasă, cu nevasta, cu alea, nu vine la antrenament, nu poate să concentreze cum trebuie. Da. Vreau să te mai întreb o chestie, înainte de a termina. În CV-ul tău, mă rog, uite, care nu e pus la punct foarte bine, că, de exemplu, clubul din Slovenia nu e trecut, deși ai fost legitimat acolo, scrie între 2001 și 2003, între Unirea Alba Iulia și Torpedo AZ, deci figurează Unirea Alba Iulia, ai fost acolo la Unirea Alba Iulia? La Unirea Urziceni? Unirea Urziceni. Urziceni. În CV-ul de pe Wikipedia este Unirea Alba Iulia trecută. Nu, ce-o treabă. Există o pauză de 2 ani, da? Între 2001 și 2003. Așa. Career break, zice, o pauză de carieră. Așa. Există pauza asta de carieră ta? Și dacă da, de ce? În ce perioadă? 2001-2003. Deci de la 26 la 28 de ani. Da, 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 da. Și nu e cauzată de povestea cu... Nu, nu, nu. Ce s-a întâmplat? Deci în perioada aceea... deci în perioada 2000-2001... Da. Eu am jucat la Torpedo Minsk. Da. Eram sub contract cu ei până în 2003. Ok. Deci aveam 3 ani contractul. Așa. Era un proiect foarte mișto la club la vremea aceea, erau bani, erau tot, aveam un obiectiv cupele europene. Da. În fine, înainte cu 5 etape eram pe locul 3 la 3 puncte de locul 1. Așa. Eram sau ce, eram aproape, eram, adică cu câteva două victorii sau ceva de genul și am terminam oricum, terminam în față. Da. Antrenorul pe care l-aveam la Torpedo... Simt că s-a întâmplat o nenorocire ceva. Nu, nu, nu. Între ghilimele, după ce s-a terminat campionatul, a plecat la ăștia, la Bate Borisov. Ok, care era echipa... Așa. Și au venit cei de pe ultimul loc la noi, meci acasă. Deci aveam un traseu extrem de ușor să terminăm în cupele europene. Au venit cei de pe ultimul loc... În ziua meciului, la ora 8 dimineața, ne-a băgat în sala de forță să împingem cu 100 și ceva de kilograme, că ceea ce e dezastru pentru în ziua meciului. La ora 8 de dimineață ne-a băgat în sala de forță. Ok. Așa. Am început meciul 1-0 pentru noi, în fine, la pauză era 4-1 pentru ei. Puteam să stăm în ghete. De obosiți. Ceva s-a întâmplat. Unii dintre voi de oboseală, alții ai simțit că nu mai de oboseală. 4-1 pentru ei la pauză. La pauză. Wow. După aceea, în deplasare, nu mai țin minte, am făcut un egal. Nu știu, în 2-3 meciuri ne-am scufundat, am pierdut și cupele europene, am pierdut obiectivul. Da. Atunci, imediat, investitorul, patronul, s-a retras de la... Echipa? De la echipa. Prietenul meu, Nicolae Badea. Da. Michael. Patronul filmei Computerland. Okay. El trăia pe la New Jersey, prin America. Așa. Și s-a retras, nu mai erau bani la club. Eu le-am cerut să-mi dea transferul. Ei nu vreau să-mi dea transferul. Între timp, tatăl meu s-a îmbolnăvit. I-am rugat frumos să mă lase acasă, fiindcă sufera de o operație. Avea o tumoare și avea... A spus... Adică dorința lui a fost să vină acasă, să fie lângă el. Ăștia n-au vrut să mă lase și le-am spus, îmi bag picioarele în banii voștri, în contractul vostru, plec acasă. Și am plecat acasă. Am venit, s-a prăpădit taică-miu, așa, și am avut după aceea, am avut o perioadă grea, fiindcă și mama mea
S-a întâmplat un atac cerebral după ce așa tata și nu mi-a mai ars o perioadă. Chiar eram și sub contract cu ăștia, era treaba încurcată și nu Ok, deci practic nu te-a mai interesat cariera. Nu. Timp de 2 ani ai făcut... După care mi-a Gino Iurgulescu îmi spune, haide mă, nu vrei să vii la PC Național, să te pregătești cu noi, ce stai? Și am început să mă pregătesc cu ei, cu PC Național, o perioadă. Da. După care mi-a venit, m-a sunat Nemirii, Dragnea, dacă vreau să vin la Urziceni. La Unirea Urziceni. Și ca să tot așa, să mă reapuc, ar trebui să am jocuri în picioare. Și Nemirii spune, zic, bă, Nemirii, totuși, FC Național aici, chiar dacă o să fiu rezervă, o perioadă, una alta, nu vă încoace că aici avem obiectiv, sunt bani, alea o să fie bine. Deci aveam 27 de ani, mă țin, de cât am 27, cam așa. 27. Și m-am zis la mitică Bucșaru, la Urziceni. La Urziceni m-am pregătit foarte bine. Aici e o parte mișto cu mitică cu Bucșaru. Ne-am pregătit bine iarna, pe la Urziceni, la bază acolo, a făcut o bază mișto. Toți jucătorii pe la mese, la restaurant și chema el, la masă, unul câte unul, să negocieze contractul, să le facă contractele. Și unul mai cerea câte, nu știu, la divizia B, de exemplu, să cer, domne, vreau 15.000, cine mai vine și mă să-ți dau ție 15.000? Ia janta și pleacă, hai, da, ia janta și pleacă să nu te mai văd. Așa, ăla mai cerea 7.000, ăla 8.000, ăla care era un tip așa mitic, era foarte greu să-l citești. Aha. Ca și om. Aha. Ca un jucător de poker bun, așa, nu-i citeai nimic. Aparența lui, un tip dur, aparența lui. Și mă zice, Cailică, vină în coace. Și m-a lăsat ultimul și m-am dus. Era mitică în față, eu aici și ne-am merit Dragnea aici. Și că ea zic, mă, ce pretenție ai până în vară? Și eu zic, cum 4 ani până în vară? Adică contract pe 6 luni? Și că da, mă. Și cred că am stat și m-am gândit, cred că e cea mai tare ofertă care mi s-a făcut vreodată de când practic cariera asta. Tu ironic fiind. Nu, pe bune. Așa. De ce spun chestia asta patroane? Eu nu sunt jucător de divizia B. Și ți-am venit și liber de contract. Aici trebuie să dau bine până în vară și din vară, fii atent cum facem. Dacă îmi găsesc echipă și pot să fie ok, pot să facem și bara-bara la transfer, îi spun. Așa. Așa. Fiindcă eu ți-am venit liber de contract, îți plec liber de contract. Deci așa. Ce casezi, trebuie să încasezi. Eu o să fac și jumate-jumate cu tine. Ia bă, lasă vrăjeala asta. Bine, mitică, zi ce pretenții ai. Zic, nu vreau niciun ban. Ce, mă? Păi ce poți să cer până în vară, pe 6 luni de zile? Cât poți tu să-mi dai? Cât, pe bune, dacă l-ați cerut 8.000 pe un an de zile, cât poți să cer? 3.000, 4.000? Nu vreau niciun ban. Așa. Bă, s-a ridicat în picioare. Bă, mi-a intrat la suflet, firea lui. Normal, mi-a intrat la suflet, că nu vei nimic. Bă, normal. Da. Și mi-a dat mitică la bani, că n-au primit ăștia toată echipa la un loc. Dar cum ți-i dădea? Da, din buzunar. Da. A, că îi plăcea de tine. Da, a plăcut caracterul așa, m-am pus problema, da. Și, da, între timp mi-a rupt piciorul la ei, într-un meci. Mi-a rupt piciorul și atunci m-am gândit că E momentul să termin cu... N-ai fost totuși un luptător așa, te simți? Adică când ai avut greutăți, ok, în afară de povestea cu înjunghiatul, care e o poveste grea și... Da? N-ai avut voința asta de a, bă, stai să arăt eu că pot să revin mereu, parcă nu. Ok, ultima parte, da? Deja aveam 26 de ani, 27 păi și 26 de ani. Îmi luau un an de zile să mă recuperez. Da, ruptură de ligament încrucișat și meniscuri, ambele meniscuri, automat sunt meniscuri la ligament, îți ia un an de zile recuperare. Și ai zis mai bine. Nu știu ce se întâmplă, și divizia B. Mi se întâmpla la un club de prima divizie și aveam un contract ca lumea, trăgeam de mine. Asta era 2003-2004, mai stăteai un pic, poate câștigai și erai în lot. Dar mitica a stat cu mine la operație, el mi-a plătit operația, a stat cu mine 5 ore, 6 ore la operație. Tu vorbești serios? Da, mitica ținea foarte mult la mine. Chiar m-am întâlnit acum, asta în vară m-am întâlnit. Da? Cu el, e bine? Da, a avut o problemă cu inima, știu. A avut un infarct. Nu știu, că era la o masă, eram prin Herăstrău aici, pe la o terasă. Și m-a văzut, s-a ridicat de la masă, la Urenci, m-a dat, l-am luat și eu în brațe, ne-am revăzut după mult timp. Ai văzut, a câștigat campionatul totuși cu Urziceni. N-ai avut încredere în proiectul lui. Da, cum să nu? Ai avut. Da. Dar nu puteam eu să mai... Să mai ofer nimic. Da.
Mulțumesc mult de tot, Laurențiu Lică, pentru prezența în studio în această dimineață. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineață la 91 minut la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro, site-ul Gazetei Sporturilor, pentru toate informațiile importante din sport, din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună pe mâine!